Pentru cine îl trageți? Pentru Cristia asta care e din Franța. Sunt clopotele de înmormântare care au răsunat astăzi în Rovinari. Este anunțul că băiatul cu minte și muncitor, Cristian Coman, așa cum îl știa tot orașul, s-a dus în lumea celor drepți. Și aseară, da, toată lumea spunea că l-au găsit mort și erau triști, na, că era din oraș. Până la urmă, el plecase pe acolo să facă un ban. Vestea morții lui Cristian i-a șocat pe toți, fie că l-au cunoscut sau nu. Nu știu de copii. De copil. Știu de copil. A copilărit aici, practic. Da, 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 micus și după aceea a plecat. Cum era Cristi? Ca un copil cu minte, ca și familie. Ați aflat acum? Sper. Da, m-a sunat copilul meu din Italia. Eu am citit în ziar, dar nu mi-am dat seama că o să fie. Deci, pur și simplu, am refuzat, efectiv. Și m-a sunat copilul și m-a întrebat dacă este el. I-am spus că nu știu și am sunat prietena mea din primărie și mi-a confirmat. Plângeți pentru el? Îmi pare rău, pentru că și eu am doi copii de aproape de seama lui. Sunt și eu mamă, deci ca oricare, n-aș suporta. Familia este pur și simplu șocată, iar vestea morții lui Cristian i-a creat mamei bolnavă de cancer o criză de sănătate. Și bine, dar unde cazul vine niciodată singur. Așa i-am spus. Chiar că îmi pare rău, pare nemaipomenit de rău, o familie nemaipomenit. Spera că îi mai trăiește băiatul? El așa zicea, el tot aștepta telefon de la Cuscră, s-a zis. Autoritățile din Rovinari sunt în permanentă legătură cu Ministerul Afacerilor Externe pentru a vedea când va fi expatriat trupul lui Cristian. Noi nu putem decât să fim aproape, să avem și o perioadă de doliu aici la primăria Rovinari și încercăm să ajutăm, nu doar prin vorbe, să luăm concret o decizie în ședința de Consiliu Local, cum putem să-i susținem. Deocamdată nici familia, nici autoritățile nu știu ziua în care Cristian Coman se va întoarce acasă, de această dată în Sicriu.